Timp de două zile din luna noiembrie vor răsuna zeci de chitare pe scena Casei de Cultura a Studenților din Iași. Cea de a noua ediție a Festivalului de Chitare de la Iași se va desfășura pe 18 și 19 noiembrie. Invitatul special al acestei ediții este Maxim Belciug, care va susține un recital inedit de chitară clasică. Toți iubitorii de muzică pe acorduri de chitară se pot bucura în acest an de participarea la workshop-uri, concerte și un concurs național de chitară electrică. În prima zi a evenimentului, artiștii clujeni Iarina Copuzaru și Andrei Roșulescu vor susține un recital de chitară electrică, Guitar Blues Harmony. Potrivit organizatorilor, locurile la această secțiune sunt limitate. În cea de-a doua zi se va desfășura concursul de chitară electrică. Inițiatorii proiectului anunță că doritorii vor trebui să completeze fișa de înscriere la concurs și să cunoască foarte bine regulamentul concursului. Juriul concursurilor este format din personalități marcante ale lumii chitaristice din România. Pe 19 noiembrie, începând cu ora 18, va începe festivitatea de premiere și gala laureaților. În cadrul la aceleiași seri, vor avea loc recitalul de chitară electrică interpretat de Andrei Ipate și concertul susținut de Fix Jazz și Pop Orchestra, Orchestra de Jazz și Muzică Ușoară a Universității de Arte George Enescu din Iași.